Pierderea memoriei cauzată de boala Alzheimer și de alte forme de demență ar putea fi tratată în curând fără medicamente. Prin stimularea electrică nechirurgicală a creierului, sugerează o nouă cercetare. Un studiu de succes efectuat pe adulții tineri sănătoși a confirmat că tehnica poate îmbunătăți memoria, iar cercetătorii au început acum testele la persoane cu debut de Alzheimer. Acest tratament nedureros și neinvaziv numit interferență temporală utilizează câmpurile electrice de frecvențe multiple pentru a stimula neuronii din hipocampus, o regiune profundă a creierului implicată în formarea, stocarea și reamintirea amintirilor. Cu noua tehnică am demonstrat pentru prima dată că este posibilă stimularea de la distanță a unor regiuni specifice din adâncul creierului uman, fără a fi nevoie de intervenție chirurgicală. Noua tehnică deschide o cale cu totul nouă de tratament pentru bolile cerebrale, precum Alzheimer, care afectează structurile profunde ale creierului. Participanții la studiu au fost în mare parte tineri, având în medie vârsta de 20 de ani. Un alt studiu nou a validat tehnica de pe o altă zonă profundă a creierului, striatum, iar participanții la acest studiu au inclus 15 adulți mai în vârstă, cu vârste cuprinse între 61 și 71 de ani, de asemenea fără simptome de Alzheimer. Acum testăm dacă tratamentul repetat cu stimularea pe parcursul mai multor zile ar putea fi benefic pentru persoanele aflate în stadii incipiente ale bolii Alzheimer. Participanții cu vârste cuprinse între 50 și 100 de ani cu deficiență cognitivă ușoară și probabil în stadii incipiente non-genetice ale bolii Alzheimer au fost înrolați în noul studiu. Oamenii de știință speră că folosind un curent de 5 Hz se poate revigora neuronii bolnavi din hipocampus. Ei speră că acesta va repeta daunele provocate de Alzheimer la mitocondriile din zonă, generatoarele de energie ale celulelor. Cunoașterea acestor procese și a modului în care acestea pot fi modificate este esențială pentru a dezvolta strategii mai bine individualizate, pentru a trata sau întârzia apariția acestei boli, spune un medic. Echipa speră că noul studiu care a fost publicat recent va contribui la extinderea disponibilității terapiilor de stimulare cerebrală profundă, prin reducerea drastică a costurilor și a riscurilor.